decembrie 1945, trebuie să subliniez faptul că Radu Enescu a fost membru al Cercului Literar de la Sibiu. Era tânăra speranță, filozoful care dădea, eu știu, crezul, care insufla crezul filozofic și chiar artistic al membrilor Cercului Literar de la Sibiu. Ce spune Radu Stanca? Mi-a scris Radu Enescu o scrisoare inteligentă, cu reflexii de natură, să mă convingă încă o dată că e un autentic spirit filozofic în cerc, se referă la Cercul de la Sibiu, unde suntem cu toții numai tangențial filozofi, chiar dacă unii își închipuie că și bocancii le sunt încărcați de semnificații metafizice, băiatul ăsta poate deveni cu adevărat filozoful. Face o lectură bună și are un spirit de discernere extrem de clar. Aproape precocitate filozofică. Asta scria Radu Stanca în 1945. Doi, mi-am propus să scriu aici despre ideile, să spun despre ideile lui Radu Enescu, dar o să extrag și o să spun doar atât că este un împătimit al ideilor lui Kant, Schiller, Schopenhauer, deci filozofia germană, și respinge total filozofia franceză, spune că Jean-Paul Sartre este neinteresant și uneori chiar caragios. Cercul, ultimul număr al revistei Cercului Literar de la Sibiu a apărut în vara anului 1945 și în acest număr apare și articolul lui Radu Enescu despre actualitatea lui Schiller, unde vorbește despre libertate. Și desigur că nu a convenit marxist-leniniștilor acest lucru. Deci asta ar fi fost a doua idee pe care ar fi trebuit să o dezvolt mai mult. Și trei, corespondența impresionantă, dar și interesantă din punct de vedere documentar, care spune mult despre opera lui Radu Enescu, despre ce fel de om era Radu Enescu, și are și o întreagă învățătură emoțională. Vorbesc despre corespondența lui cu Anda Boldur. Mi-am pregătit mai multe scrisori pe care să le prezint, dar nu le voi mai prezenta acum. Un fragment voi citi aici, în care îi vorbește Andei despre Cercul Literar de la Sibiu. Nu știu dacă ai auzit de Cercul Literar născut la Sibiu în 1942, sub patronajul spiritual al lui Lovinescu și Blaga, aflat actualmente la Cluj și din care am onoarea să fac parte din 1944. Cred că este singura mișcare culturală și literară serioasă din țară și de viitor. Scrisoarea se încheie cu promisiunea că dacă evenimente neprevăzute nu mă vor împiedica să viu, adică să răspundă la o întâlnire, voi fi precis în 6-7 septembrie în București, când doresc foarte mult să te văd. Și se înțelege din scrisorile ulterioare că au avut o discuție filozofia germană versus filozofia franceză. În ultima scrisoare pe care Radu Enescu o scrie Andei, îi mărturisește că este bolnav și că își amână proiectele, își propusese să scrie mai multe cărți, avea ideile notate, dar ea nu-i răspunde la timp. El se stinge în mod neașteptat în spital în 1994, în urma unei operații, și ea se simte datoare să-i răspundă și răspunde post-mortem. Și voi încheia cu această scrisoare. București, 25 iulie
Andabolduri către Radu Enescu post-mortem. 25 iulie 1994. Dragă Radu, iartă-mă că răspund așa de târziu, prea târziu, la ultima ta scrisoare. Dar cine ar fi putut bănui că ai să fii atât de grăbit să pleci? Dincolo și pentru totdeauna. Aș vrea să te cert că ne-ai făcut asta prietenilor tăi care te iubim și aveam încă atâta nevoie de tine, dar nu mai sunt în stare. Totul e prea dureros și prea nedrept. Mi se învălmășesc în cap momente instantanee ale prieteniei noastre de o viață. Mai ții minte când la Cluj m-ai dus să mă prezinți lui Blaga în minuscula lui cămăruță plină de cărți de la universitate? Dar când, într-o iarnă cu nămeți, în ce an o fi fost, ne-am înzăpezit pe autostrada București-Pitești și tu, numai în pantofi, ai împins la Dacia Mercea Roșie furios și totodată râzând cu hohote. Și mai ții minte cum ne-am certat atunci în 62 când te-ai prezentat la Simandicosul Congres al Scriitorilor cu o plasă de sfoară în care se zăreau două cornuri și o bucată de salam, să fi fost cu soia? Eu care voiam să arăți ca un lord ceea ce tu de fapt erai, încercam să te conving să renunți la ea, dar tu te încăpățânai refuzând să înțelegi incompatibilitatea între una și alta, între plasă și lorzenie, mi-a plăcut termenul, și mi-explicai că toate acestea sunt fleacuri, că Sartre spune în letră Eleneo, dar cui îi mai păsa de Sartre când de fapt tu aveai dreptate? Tu care în cartea ta, Critică și valoare, ai afirmat că snobul nu e decât un filistin disimulat. O, Doamne, atâtea împrejurări ale vieții noastre pe care n-am apucat să le evocăm împreună, atâtea gânduri pe care nu ni le-am împărtășit. Când am aflat ceea ce tu nu vei ști niciodată, la mor, set chose qui n'arrive, cozot. După ce a trecut primul șoc, am vrut să scriu ceva, dar m-am temut de zâmbetul tău îngăduitor ironic. Așa că mi-am spus că n-ai să te superi dacă, din nenumăratele tale scrisori, am să transcriu ceva, nu numai fiindcă oarecum te definesc și mulți nu știu ce om deosebit ai fost, dar și pentru că ele dezvăluie viața nepermis de grea pe care ai dus-o timp de aproape o jumătate de secol, înainte, dar și după decembrie 89, când ai fi putut să dai mai mult decât ai dat. Atâtea cărți pe care le purtai în tine și care vor rămâne pe veci nescrise. Acum răul nu mai poate fi îndreptat, iar eu am rămas cu regretul și remușcarea că nu am avut mai mult grijă de tine. Dar erai atât de departe, iar acum te-ai depărtat de tot. Aș mai avea multe să-ți spun, dar cuvintele nu mai au rost, fiindcă tu nu mai ești decât în amintirile, în inimile noastre, ale celor care te-au iubit și admirat. Good night, sweet house. Meritau analizate, discutate. Iată și scrisoarea aceasta cât de multe dezvăluie despre personalitatea lui Radu. De ce nu știi nimic despre Radu? Știi despre toți despre care ați vorbit. Cel cu de la Sibiu, da? Pentru că exact cum spunea prietena lui, l-a primit ce a meritat. Și condiția a fost interzis și condiția și a fost nevoit să fie ca să facă trăie el a fost redactor șef la revista Familia, dar ca să facă trăie a trebuit să accepte la un moment dat să fie un fel de agitator cultural, o umilință extraordinară, era trimis prin sate. Și a trăit în România? Da, a trăit în 1994. Chiar și după 89, nimeni nu l-a. Nu. Nu vizibil. Pentru specialiști, da, uite, că e mai departe. Da. Deși e da. 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 Da